Dragi suporteri, sunt gazda emisiunii H-Show, un concurs la care participă cei mai buni jucători din campionat. Astăzi, cei patru atacanți vor fi supuși la o serie de teste riguroase pentru a stabili cine e mai bun. Sono Mattia Montini e voglio castigare para colore, come si dice, alb roșii, câinii. Ei se luptă în direct și în reluare pentru trofeul Liga de Patron și pentru un cec în valoare de 1000 de dolari, redat în monede de 10 cenți. Trofeu? Am venit să iau trofeu? Fiecare probă a competiției le poate aduce concurenților câte un punct. În prima probă, jucătorii vor fi evaluați la lovitura de cap. Atenție, mingea trebuie să treacă de linia porții. Iată prima probă. Să vă spun, secret, eu tot cred că am cea mai bună lovitură de cap. Ați văzut? Demonstrat! Următoarea probă ne va arăta control și rezistență. 1000 de duble într-un cerc de 1 metru. Noi vă vom arăta începutul și finalul probei. Deci, Montini, panoramă! După două probe vom rani preia conducerea, dar mai este mult până la final. În proba 3, fotbaliștii trebuie să facă o foarfecă. Ce? De mult lucram la el. Tot îmi iese până la urmă. Ultima probă, ruleta, este și cea mai dificilă. Jucătorii sunt la un penalti de rulete și trebuie să scoate din adversar sunetul H, folosind doar balonul de fotbal. Dragi suporteri, astăzi la H-Show, cel mai bun jucător a demonstrat că este Sândoi, Omrani și Noere pentru titlul atacantul anului. Noi îi lăsăm să împartă premiul, iar cu voi ne vedem în curând.